Păi nu, n-avea microfon. Egal ITBC, lider pentru îngeraș, lider pentru lideraș. Gala ITBC, lideri pentru lideraș. Dragii mei, am onoarea să vă prezint gazda dumneavoastră din această seară, mama doi copii, realizatoare de emisiune radio și TV pe teme de sănătate, Simona Dragomir. Bună seara, bine v-am regăsit, mă bucur că suntem împreună. Mi-era dor de astfel de evenimente, deja este tradiție evenimentul nostru și sper să vă simțiți minunat, v-am pregătit o seară specială. Suntem la Le Chateau, castelul din inima Bucureștiului, împreună cu echipa ITBC și reprezentanții ai întregii comunități ITBC. Copii și părinți, parteneri culturali, educaționali și de business, influenceri și reprezentanți ai ONG-urilor, instituțiilor și organizațiilor care lucrează în interesul superior al copiilor. Tehnologia ne-a creat, din fericire, oportunitatea să ne conectăm, chiar dacă nu suntem cu toți în acest moment prezenți aici. Știu că sunteți mulți în spatele camerelor acasă, dar ne urmăriți și suntem practic împreună, asta spuneam. Chiar acum mii de persoane urmăresc acest eveniment pentru că se difuzează live pe radio, pe site și pe Facebook ITBC. Așa că suntem mai mulți decât cei care ne vedem aici în sală și mă bucur că suntem împreună. Gala ITBC Lider pentru Lideraș a ajuns la cea de-a șaptea ediție. Înainte însă de a-i cunoaște și de a-i aplauda pe liderii anului 2021, aș vrea să le mulțumesc partenerilor noștri, celor care ne sunt alături și care au făcut ca această seară să fie mai frumoasă decât una obișnuită. Am spus din start că o să avem o seară minunată și sper ca la sfârșitul evenimentului să fiți de acord cu mine și să ne dăm întâlnire pentru următoarea ediție. Eu așa sper, că deja e tradiție, eu abia aștept evenimentele acestea ITBC. Spuneam că aș vrea să-i mulțumesc gazdei noastre, Laura Tatoli și echipei de la Le Chateau, castelul din inima capitalei. Merită toate aplauzele și mulțumirile noastre pentru că locația este superbă, sper că vă simțiți foarte bine, arată minunat. Eu mă simt ca o prințesă la castel, sper că și dumneavoastră la fel să vă simțiți. Îi mulțumesc designerului Alina Cernătescu pentru rochia superbă pe care am onoarea, plăcerea să o port și în această seară. Îl mulțumesc din suflet. Mulțumim domeniilor Sâmburești, Eti, Elmiplant, Bookzone.ro și mulțumim artistului fotograf Cristina Nichituș Roncea, care de fiecare dată este alături de noi și ne face, zic eu, cele mai frumoase poze.
Liderii de azi inspiră generația de mâine, iar noi la ITBC apreciem oamenii valoroși, care fac lucruri minunate în beneficiul copiilor. Lideri dedicați și pasionați, interesați cu adevărat să-i ajute pe cei mici pentru a reuși în viață. Pentru că și eu ca mama asta îmi doresc pentru copiii mei și cred că voi toți de aici la fel vă doriți, ca cei mici, copiii noștri, să devină adulții care se vor descurca mai târziu în viață și care vor avea succes în tot ce vor face. În această seară aducem recunoștință liderilor care în 2021 au avut o contribuție semnificativă în viața copiilor, părinților și a profesorilor. Și a fost un an greu, eu așa l-am simțit și cred că l-am simțit cu toții. Începem gala din această seară prin a invita alături de mine pe Nadia și Felix Tătaru, fondatorii ITBC. Sunt oameni minunați, sunt speciali, știți și cu toții iubim. Și eu una personală mulțumesc pentru tot ceea ce fac, pentru că mereu au idei minunate și împreună cu echipa noastră de la ITBC cred că le punem în practică și cu toții ne bucurăm de ele. Mulțumesc din suflet pentru tot, sunteți minunați! Bună seara și mulțumesc, Simona, pentru așa prezentare. Mă simt ca în timpurile alea bune când da, ești și mie mi-era dor. Da, da, mă uit în sală și mă bucur foarte mult să vă văd, pentru că suntem aici împreună copii, părinți, influenceri, presă, parteneri culturali, parteneri educaționali, parteneri comerciali, foarte mulți oameni, foarte mulți lideri. Parteneri de viață. Exact. Și de business. Așa. Foarte mulți oameni împreună cu care noi muncim zi de zi la ITBC și la Asociația Părinților Isteți ca să facem programele cele mai relevante, zic eu, pentru copii, părinți și profesori, pentru că în nebunia mea, eu mi-am propus odată ca misiune să conectez suflete. Și reușești asta în fiecare zi. Da. Și să ne faci să ne simțim cel puțin pe noi la ITBC sau cel puțin pe mine ca într-o familie. Eu nu vin ca la serviciu. Da, mă bucur că zici asta. Și uite, am zis să începem fiecare să se conecteze cu sinele, să se conecteze copiii cu părinții, cu profesorii, părinții cu profesorii și dacă începem cu această conectare, cred că e deja un pas foarte mare. Odată, o mamă avea o problemă cu fiul ei. Fiul ei era dependent de dulciuri și ea nu mai știa ce să facă. Și a aflat ea că undeva în vârful unui munte este un învățător care găsește soluții pentru orice. Și a luat fiul de mână și au zis: astăzi avem de făcut o călătorie specială, mergem la un om special. Și au mers din greu, călătorie lungă, au urcat muntele cu greu, au ajuns la acel înțelept, acolo era puhoi de lume, au stat la rând, au ajuns la înțelept și mama a zis: înțeleptule, te rog, spune-i fiului meu să nu mai mănânce dulciuri, că îi fac rău. Înțeleptul se uită la femeie și îi spune: te rog să vii peste 2 săptămâni. Înțeleptule, nu se poate acum? Nu, te rog să fii peste 2 săptămâni. Pleacă mama cu copilul, s-a sperat că între timp să-și rezolve problema, nu și-a rezolvat-o, așa că peste 2 săptămâni a început iarăși călătoria către înțelept. Iarăși a urcat muntele, iar a stat la rând și a ajuns în fața înțeleptului. Și a zis: înțeleptule, am revenit. Copilul meu este dependent de dulciuri. Și a spune: da, da, știu. Te rog, fă ceva. Și înțeleptul se coboară așa la nivelul copilului, se uită în ochii lui și îi spune: dragule, te rog să nu mai mănânci dulciuri pentru că îți fac rău. Mama se enervează, copilul zice da. Mama se enervează și zice: dar nu putea să-i spuneți asta acum 2 săptămâni? Și înțeleptul spune: știi, acum 2 săptămâni și eu mâncam dulciuri. Noi uităm deseori că suntem modele pentru copiii noștri și copiii fac ce văd la noi, nu ce le spunem. Și dacă noi vrem să creștem copii faini, cred că trebuie mai întâi să ne creștem noi, pe noi ca părinți. Și nu doar că să ne creștem noi pe noi ca părinți, ci să creștem cu un pas înaintea lor. Da, vrem să avem copii care, nu știu, să stea mai puțin pe ecrane, dar noi cât timp petrecem pe ecrane?
Vrem să mănânce sănătos, dar noi mâncăm sănătos. Avem în frigider numai mâncare sănătoasă. Vrem să meargă la școală și să evite conflicte, să gestioneze, să-și conțină emoțiile, dar oare noi facem asta? Suntem noi adulți echilibrați? Sau atunci când ne certăm, îl lăsăm pe copilul nostru să vadă și cum ne împăcăm și cum ne cerem iertare? Și da, cred că e de datoria noastră ca părinți să creștem odată cu copiii noștri. Eu cel puțin așa am făcut și nu-mi permit să vorbesc decât din experiența mea. Și asta îmi doresc cel mai mult, să creștem împreună, copii și părinți. Și las pe Felix să continue, pentru că m-am emoționat eu însumi gândindu-mă la copiii mei. Vă rog, dacă se poate, să mai aplaudați încă o dată pe doamna de lângă mine. Tot ce spune adevărat și trăiește și se simte asta, nu era nevoie să mai spun și eu asta, dar da. Întâi face și trăiește și apoi vorbește. Învăț eu asta de la ea. Pentru că eu sunt din industria comunicării, știți, și eu mai mult vorbesc decât fac. De multe ori faptele rămân în urma vorbelor, dar învăț de la soția mea că întâi trebuie să fie aici. Și mulțumesc. Să spună că îl provoc mult. Da, mă provoacă să fiu autentic. Ceea ce vă spun, e o binecuvântare pentru creșterea mea și a fiecăruia dintre noi, să ai pe cineva care să te provoace. Tu spuneai de copii și părinți. Și eu duc mai departe gândul ăsta, dar pe copii și pe părinți, cine învață? Și există o singură profesie pe care eu și câțiva oameni care ne-am adunat să sprijinim această profesie, considerăm că e cea mai importantă profesie din lume. Profesorii, învățătorii. Pentru că părinții de astăzi au fost și ei copii ieri și au fost învățați cu mai bune, cu mai puțin bune. Și m-am bucurat că Nadia a spus că, nu știu dacă știți, dar când s-a lansat Radio Ițibiți, era radio pentru copii. Așa am gândit noi atunci. Inspirați fiind de fata noastră, de Maria, și apoi de Teodor. Și am realizat după vreun an sau doi că foarte mulți adulți ascultă Radio Ițibiți. Părinți și bunici și profesori, și a trebuit să învățăm, Nadia și echipa și eu cumva mai din spate, din când în când fiind implicat, și să ne reinventăm de multe ori, pentru că publicul s-a schimbat de multe ori, generațiile de copii s-au schimbat, și să realizăm că de fapt e nevoie de un sat, știți vorba aceea, să crești un copil. Și întorcându-mă la profesori, e o invitație pentru fiecare dintre voi să conștientizați că de profesori depinde existența României de mâine. Și părinții de mâine, tot de profesorii de azi depind. Și mă bucur că la Ițibiții, ușor, ușor, au fost copiii, după aia părinții și de câțiva ani și profesorii implicați în programe, invitați, educație pentru profesori. Eu de câțiva ani sunt pasionat de subiectul ăsta. Sunt aici în sală, este unul dintre partenerii mei de la Asociația Supertici, pe care am cofondat-o acum 5 ani. Și nu știu ce veți face voi de 1 iunie. De fapt, știu ce veți face, că 1 iunie e zi liberă datorită lui Ițibiții și o să fie o zi liberă și eu tocmai acum fac hijacking pentru un eveniment pe care îl organizez pe 1 iunie. Sunteți invitați la Gala Supertici ca să sprijiniți profesorii care au grijă de părinți și de copii. Pentru că nu cred că este ceva mai important decât asta. Vreau să închei spunându-vă că
Ce se întâmplă la Itibiți este un lucru care ține de o misiune, o misiune înaltă. A fost o premieră mondială în momentul în care când a apărut Radio Itibiți. Nu am știut, această echipă și sunt câțiva colegi de la început, n-au știut cum se face un radio pentru copii, pentru că n-am găsit în lume un radio pentru copii. Tot ce am învățat, tot ce au învățat colegii, au învățat plecând de la nevoile copiilor, părinților, profesorilor, și această stare de spirit de care vorbea Simona mai devreme, că ea nu vine la job, ci vine cu bucurie să întâlnească cu prietenii, este extraordinar. Din toate businessurile în care sunt eu acționar, mă uit cu admirație și cu un ochi să învăț oare cum reușește Itibiți să creeze o stare de spirit atât de faină în interiorul organizației, care evident se simte și pe stație sau online sau la evenimente. Și de asta aș vrea să închei rugându-vă pe toți, inclusiv voi, să aplaudați toată echipa Itibiți. Vreau să mai adaug că nu sunt de ieri de azi în radio, se fac 8 ani și un pic, aproape 9 ani, și n-am cum să uit când am venit, pentru că aveau născut pe Rebecca și atunci am ca unitate de măsură. Deci nu e de ieri de azi această atmosferă și sper să dureze cât mai mulți ani, ceea ce mie mi se pare incredibil. Și voi sunteți îngerii și de la voi pornește totul. Da, de la cap începe și de acolo se strică. Seară frumoasă vă dorim! Mulțumim, la fel, și mulțumim pentru tot! Înainte de a trece la decernarea trofeelor Itibiți liderilor care au dat dovadă de curaj, încredere, demnitate, determinare, tenacitate și au făcut lucruri minunate într-o perioadă care a fost în continuare grea și cu multe schimbări pentru noi toți, dar au făcut lucruri minunate, spuneam, în beneficiul copiilor. Vreau să vă spun că anul acesta vom acorda și câteva premii speciale, spre deosebire de ceilalți ani în care aveam doar trofeele, acum avem și câteva premii speciale de leadership pentru brandurile partenere, împreună cu care am dezvoltat programe și campanii sociale minunate, menite să îmbunătățească viața copiilor, a părinților și a profesorilor, pentru că spuneam, eu cel puțin așa l-am simțit, a fost un an în continuare greu și cu toții a trebuit să ne adaptăm așa și să continuăm schimbările din mers ca să ne fie totuși bine și eu zic că am reușit. Dar, pentru a începe decernarea acestor premii, am nevoie de ajutoare, de nădejde, că nu se poate fără ele. Sunteți pregătiți acolo, cei mici? Se pare că da, le invit alături de mine pe trei fetițe superbe. Haideți lângă mine. Ana Rădulescu, Ana Ștefania Chiru și Ada Gligor. Cred că le putem aplauda, sunt minunate! Aceste fetițe de doar 7 ani sunt pasionate de comunicare, relaționare și prietenie. Emoțiile sunt prietenele lor și împreună au realizat seria de emisiuni pentru copii, ABC-ul emoțiilor. Dacă ascultați Itibiți, cu siguranță ascultați și aceste emisiuni ale fetelor, ABC-ul emoțiilor, pe care spuneam că le puteți asculta și nu doar asculta, și vedea la Itibiți, pentru că în pandemie noi am continuat să ne dezvoltăm și avem foarte multe emisiuni pe care le auziți la radio, dar le puteți și urmări pe pagina noastră de Facebook, în studioul pe care colegii mei l-au creat, l-au realizat. Deci suntem cumva și ca o televiziune online atunci când aveți nevoie de noi și vreți să ne și vedeți. Iată, le avem pe cele trei domnișoare alături de noi. Vreau să vă spun că sunteți minunate, da? Mulțumim! Aveți emoții? Bineînțeles! Bineînțeles că le emoții! Dar emoțiile acelea constructive, da? Bineînțeles! Bineînțeles! Hai că învățăm cu toții, cu mic, cu mare, și eu am emoții, dar mă bucur că suntem împreună și mă bucur că revenim cumva încet, încet la firescul, la normalul de dinainte.
Fetelor, am o surpriză pentru voi și pentru toți cei care sunt în sală. Chiar acum voi invita pe scenă pe cineva care anul trecut a făcut posibile multe, multe, multe campanii sociale privind creșterea inteligenței emoționale și comunicare non-violentă în rândul copiilor și părinților. Este vorba despre un reprezentant al brandului Aqua Carpatica. O invit pe scenă pe Andreea Velicoiu, online manager Aqua Carpatica, pentru a ridica acest premiu special Edutainment Leadership Award for Business Organization. Bună seara! Bun venit alături de noi, la microfon un pic mai aproape, să vă și auzim. Nu mai puțin, pentru că am foarte mare emoții, mai ales văzând aceste tinere domnișoare superbe. Nu cred că am mai avut vreodată ocazia să primesc un premiu atât, într-un mod atât de frumos. Vă mulțumesc! Mulțumim cu și noi! Cu mare plăcere! Cu mare drag! În numele întregii echipe Aqua Carpatica aș vrea să vă mulțumesc. Acest premiu ne onorează și ne încurajează să mergem mai departe cu toate proiectele noastre, însă vrem să vă felicităm din tot sufletul pentru toate lucrurile minunate pe care le faceți aici, pentru copii, pentru părinți, pentru profesori, dar și pentru copiii din noi. Vă mulțumim și noi și ne bucurăm că putem face și noi parte din această frumoasă poveste numită Itsy Bitsy. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru tot! Noi la Itsy Bitsy avem milioane de ascultători, nu greșesc dacă spun asta, sunt milioane și nu doar în țară, milioane de copii și părinți din întreaga lume care ne ascultă și spuneam, ne și privesc, pentru că pe Facebook, dacă intrați, puteți urmări anumite emisii. Dar să știți că și noi suntem ascultători și suntem foarte ascultători de copii. Și la serviciu, dar și acasă. Eu vorbesc că știu ce pățesc cu ai mei, am și eu... Îl am pe Marc, care are aproape 15 ani și e mult mai înalt decât mine și deja nu mai e copil, dar eu tot copilul meu îl privesc. Și pe Rebecca vine și ea din urmă aproape 8 ani. Voi cât aveți? 7, nu? Eu am aproape 8 ani. Aproape 8 ani? E, am și eu o fetiță și eu 8. De vârsta voastră acasă, Rebecca. Și eu 8. Și mereu mă supun la tot felul de provocări, dar îmi place să cred că țin pasul, așa cum spunea și Nadia mai devreme. N-am ce face, trebuie să țin pasul. Deci, spuneam că suntem foarte ascultători de copii și să știți că i-am întrebat practic pe copii cum îi văd ei pe oamenii mari, pe părinți, pe profesori. Să-i ascultăm și să învățăm de la ei. Hai să urmărim împreună filmulețul. Să fie prietenoși și aș vorbi cald cu ei. Ce bine pentru ei și aș vorbi mai cald. I-am învățat că nu trebuie să fim răi ci buni. I-aș învăța să descurce singur, adică să folosească multe lucruri. Bunele maniere. Bubulnaci. Bubulnaci, uite cum dau eu. Dar trebuie să dai din degete, din două degete. Faci așa, după aia deschizi. Să facă multe ore de relaxare. Să ai caietul de dezvoltare ca să fie super. Să te facă mult mai deștept. Blând și frumos. Să nu se complice. Să facă lucruri bune și să nu facă lucruri rele. Păi n-aș vrea să se supere pe mine pentru că eu n-am dorit să iau acea notă mică. De ce nu m-ai chemat să te ajut? Încet și calm și liniștit. Zic că nu-i nimic, mai încercăm și mâine. Să-mi dea un pupic. Ne înțelege foarte mult la ce simțim noi și încearcă să ne ajute cât mai mult cu ce facem. Apreciez când ei mă premiază cu multă mâncare. Când se uită cum ne jucă, cum mă joc eu cu sora mea. Au grijă de mine. Ei că mă iubesc. Că mă lasă să mă joc. Că tati mi-a făcut o barcă de poliție. Și îi place. Și chiar un cretin.
ruzele? Păi, uneori mă pupă și-mi place. Drăguți, nu? Mi-au plăcut și mie. Iar acum niște oameni cu adevărat mari vom premia și noi într-o perioadă plină de incertitudine, cum spuneam, așa cum este perioada pe care o trăim. Avem totuși nevoie să ne amintim că educația rămâne cea mai valoroasă. Cea mai valoroasă investiție, cred, putem spune și așa, pe care o putem face, fie că este vorba de educația copiilor, a părinților sau chiar a fiecăruia dintre noi. În vederea autocunoașterii, desigur. De aceea le oferim recunoașterea noastră liderilor care au acordat în 2021 atenție deosebită nevoii de dezvoltare continuă. Și iată care sunt liderii anului 2021 în educație pentru oameni mari și îi invit să se ridice în picioare ca să-i putem vedea și să-i putem aplauda la scenă deschisă. Urania Cremene, Oana Moraru, Paul Olteanu. Felicitări fiecărui lider și o să invit acum pe scenă câștigătorul trofeului liderul anului 2021 în educație pentru oameni mari, care este Urania Cremene. Urania Cremene este probabil cel mai apreciat expert în parenting din România, dedicându-și de mai bine de 10 ani activitatea părinților pe care îi ajută să construiască relații sănătoase cu copiilor prin abordarea unui stil de parenting echilibrat. Urania Cremene este autoarea All About Parenting, primul program de parenting din România și singurul din lume bazat pe cele mai noi cercetări în știința motivației. În ultimii 5 ani, împreună cu echipa All About Parenting, Urania Cremene a organizat peste 2000 de seminarii gratuite, conferințe și workshop-uri intensive la care au participat sute de mii de părinți din toată țara. Urania a împărtășit cu părinții informații valoroase despre creșterea copiilor și în cadrul emisiunii radio În Direct cu Urania Cremene de la ITBT. În 2021, Urania a devenit Super Nanny, iar mesajul parentingului echilibrat propus de ea a ajuns la părinții din România prin intermediul celei mai populare emisiuni de parenting din lume. Gala ITBT, lider pentru literași! Felicitări, Urania! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost o călătorie lungă și frumoasă și plină de hauri și anul ăsta și cel precedent. Și în tot filmulețul vostru de prezentare sunt punctele importante și din viața mea profesională, dar nu numai, pentru că la mine lucrurile se împletesc, evident. Și tot în filmulețul de prezentare atât de fain pe care mi l-ați făcut și mulțumesc, apare numele echipă. Echipa mea, All About Parenting, fără de care n-aș fi putut să fac nimic din ce am făcut și mulțumesc fiecărui membru al echipei mele și tuturor celor care, întâlnindu-i, mi-au dat ceva din înțelepciunea lor, mi-au trezit un aha în așa fel încât eu să pot să dau mai departe și mulțumesc tuturor părinților care au fost suficient de deschiși să învețe ceva nou, să știe ce să păstreze pentru copiilor, dar să și adauge lucruri pe care acum nu le au. Deci este un trofeu pe care îl dedic în primul rând părinților care ne-au trecut pragul, mie și colegilor mei, chiar dacă acest prag a fost unul online, în număr atât de mare în această perioadă de timp. Avem șansa împreună să creștem copii echilibrați. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Urania, și mult succes! Dacă vă întrebați cum am stabilit cine sunt liderii, finaliști și câștigătorii trofeelor la Gala Lider pentru Lidera, să știți că întreaga echipă ITBITI a nominalizat peste 60 de lideri activi în anul 2021, iar în alegerea finaliștilor am ținut cont de 3 criterii și o să vi le spun acum. Proiectul dezvoltat de lider să implice copiii, direct sau indirect, prin părinți sau profesori, să acopere o nevoie reală din societate și să aibă impact cantitativ și calitativ. Și în seara aceasta îi veți cunoaște pe toți cei 31 de lideri pentru lideraș și veți afla la cine vor ajunge toate cele 7 trofee ITBITI pregătite aici, câte unul pentru fiecare categorie. Vă mulțumesc! Cred că sunteți de acord cu mine să le aplaudăm pe micile domnișoare care s-au descurcat extraordinar. Mulțumesc frumos!
Cred că sunteți de acord cu mine că cei mici sunt minunați, sunt extraordinari. Dragul de copii este un lucru care este comun celor care lucrează la ITB-ții, sunt convinsă tuturor celor care sunt aici în sală, același lucru simțiți în suflet. Așa că o să vă fac cunoștință cu un alt copil special, Marco Gligan, de 7 ani. Marco, te invit să vii aici alături de mine. Marco este cunoscut sub numele de Energy Kid, este colegul meu de radio. Bun venit, Marco! Realizator al programelor radio și video ITB-ții de aproape 2 ani. Felicitări, Marco, ești longeviv! Mulțumesc! Bravo, bravo! Marco este pasionat de energie, experimente științifice, curiozități și tot ce aprinde beculețe? Corect! Corect, n-am greșit! Mă bucur, Marco, să fim împreună și să oferim niște premii. Ești pregătit, da? Mamă, dar ce freză, ce frumos minte, ești, Marco! Multă curiozitate, la pătrat, activat! Bravo, de fiecare Marco. Dată! Nu se poate altfel! Bravo, felicitări, Marco! Bun, hai să vedem, avem de oferit un premiu special, da, știi, da? Pentru leadership, brandului Enel. Enel România, pentru campaniile sociale privind educarea copiilor prin experimentare, stârnirea curiozității, deschiderea de a învăța permanent lucruri noi și stimularea lucrului în echipă. Foarte important, Marco, să știi să faci echipă în viață, da? Adevărat. Bine, să nu uiți. Așa, Edutainment Leadership Award for Business Organization pentru Enel România. Și să urmărim, Marco, împreună un filmuleț. Hai cu mine! Mulțumim, ITB-ții, pentru premiul acordat și pentru un parteneriat de valoare care ne permite să dialogăm cu un public atât de special și exigent. De 2 ani, Enel România își asumă răspunderea de a se implica activ în dezvoltarea acestui program educațional destinat atât celor mici cât și celor mari. Toți avem nevoie de cât mai multe informații despre energie, despre viitor, despre cum viețile noastre pot fi mai bune și mai ușoare, cu o energie bună, atât pentru oameni cât și pentru planetă. Mulțumim ITB-ții, mulțumim copiilor mari și mici pentru atenție și răbdare, mulțumim Georgiana și Valentin și ultimul și cel din tâi, copilului curajos și isteț pe care îl cunoașteți sub numele de Energy Kid, Marco Gligan, pentru energia sa pozitivă și pentru un parteneriat de suflet. Mulțumim și noi, felicitări, ai auzit alte cuvinte frumoase, bravo! Hai să vedem, mai avem un premiu de oferit, un premiu special pentru leadership pe care îl oferim brandului Essilor România pentru campaniile sociale privind sănătatea ochilor copiilor și părinților. Și o invit în scenă pe Ionela Știrbeț, marketing director Essilor România. Mă bucur să te revăd, Ionela. Noi facem și emisiuni împreună. Să o aplaudăm pe Ionela, este minunată și ea. Bun venit! Bună! Bună seara! Mulțumesc, ITB-ții! Deși noi. Nu e doar meritul nostru, e și meritul partenerilor Essilor. Și, în primul rând, este meritul părinților, care din 2019 au început să pună accent pe vederea bună a copiilor, cu atât mai mult cu debutul pandemiei, și au început să aprecieze că vederea copiilor determină, pe termen lung, rezultatele școlare și implicarea mai departe în tot ce înseamnă procesul educațional și muncă. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, Ionela, și felicitări pentru tot ce realizați și sperăm că rămânem în continuare o echipă, da? Puternică, cu siguranță. Mulțumesc frumos! Mulțumim, la fel! Nu e așa că atunci când vine vorba de curiozitate și imaginație, cred că nimeni nu întrece pe copii, pe cei mici, eu așa zic. Ce da, părere ai? Și eu, sunt... Cam de aceeași părere. Hai să vedem cum își imaginează lumea de mâine copiii de azi. Hai să urmărim împreună. Să fiu YouTuber și să fiu programator. Balet. Pasiunea mea este dinozaurii. Îmi place să pictez, să cânt. Să-i antrenez copii, adică să-i antrenez cu sfaturi cât mai multe să câștige la dita mai campionatul de 5 curse sau uneori 6. Să mă joc cu pisicile așa, să le iau în brațe. Să inventez. Pictoriță. Vreau să fiu balerină. Programator.
cântăreață, actriță sau pictoriță? Astronaut, cercetaș, paleontolog, ăla care găsește urse de dinozauri. Pictura și cântecul sunt sentimentale, adică poți să faci orice dorești tu, nu există reguli. Să desenezi foarte mult. Păi mami mă duce ca să fiu ca să învăț. Palet. Să învăț mult la dezvoltare personală și să învăț din cărțile alea care îmi folosesc. Trebuie să merg la serviciu de paleontologi ca să știu cum se face. Aș pune bucuria, joaca și prietenia copilăriei. O să-mi iau măști dacă mă duc undeva unde e aglomerat. Vreau să-mi iau cu mine tot timpul iubirea, curajul, saltea, cord, mai multe chestii. Casedon, un coș magic care are niște fructe super bune care nu se termină niciodată. Cam niște laptopuri. Ca să stați pe ele când o să fiu programator. Începe cu litera S. Ce gleșcă e. E cu M. Cu L. Foarte drăguț. Schimbările tot mai rapide pe care le observăm în societate și în viața noastră ne atrag atenția că avem nevoie cu toții, copiii, adulții deopotrivă, să ne dezvoltăm abilitățile de adaptare la viitor, atât prin educație digitală, cât și prin dezvoltare personală. Și din fericire avem printre noi lideri exploratori ai universului exterior, dar și ai celui interior, care desfășoară programe și proiecte inovatoare menite să contribuie la adaptarea cu succes la provocările viitorului. Iată care sunt liderii exploratori ai anului 2021 și invit să se ridice pe rând ca să-i putem vedea și să-i putem aplauda și pe ei. Alin Chiriac, fondatorul AdFaber. Andreea Maria Paul, președinta INACO, Inițiativa pentru Competitivitate. Și Andy Sechei, felicitări tuturor! Iar trofeul Itzibiții merge în această seară la Andy Sechei! Andy Sechei este arhitect în educație, antreprenor, autor, speaker profesionist și un lider explorator în descoperirea sinelui. Andy este un pionier al pieței românești de seminarii deschise pe teme de dezvoltare personală și leadership, organizând încă din 1995 astfel de conferințe cu peste 40 de speaker străini invitați. Experiența sa personală ca speaker și trainer depășește 2500 de apariții live, el concepând 6 procese de dezvoltare personală originale în cadrul programului Bootcamp University. Extrem de implicat în domeniul educației, Andy Sechei a participat la conferințele pentru profesori supertici, a lansat cartea Manifestul Educației, cum să devenim mentor pentru copiii noștri, dar și colecția de cărți pentru copii, Școala de Ghinzi, o metaforă despre viață și despre sistemul educațional. Prin tot ceea ce face, Andy își dorește să contribuie activ la schimbarea societății, astfel încât adulții și copiii să înțeleagă, simplu și clar, cum să aibă încredere în ceea ce sunt, în ceea ce reprezintă ființa lor și în potențialul lor extraordinar. Mulțumesc! Cu plăcere! Bravo pentru trofeu! Mulțumim, fain! Câți ani ai? 7, fac 8. Aha! Mulți înainte, mă bucur! Încântat să te cunosc! O să-ți vorbesc despre fiica mea, care are 5 ani. Pe fiica mea o cheamă Mara și acum 2 ani și ceva a venit la mine cu o tabletă din aia pe care scrii și după aia ștergi și iară scrii și a avut o solicitare foarte fermă. A zis, tati, te rog frumos să-mi desenez un căluț. Și eu i-am spus, Mara, tu știi că la noi în familie mami e cu desenatul, tati nu prea
le are cu desenatul, tati cu vorbitul. Cu desenatul e mami. Nu, 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 tati, sunt sigură că pot să-mi desenez un căluț. Și i-am zis, dacă ești așa de sigură, poate mi arăți tu cum să faci un căluț și după aia iau model de la tine și fac și eu un căluț. Și a zis, sigur că da, tati. Și a luat tableta respectivă și a desenat literalmente un cerc și o linie punctată care trecea pe lângă cerc. Mi-a întins tableta și a zis, uite, tati, un căluț. Și am zis, mare, ăsta nu e un căluț, ăsta e un cerc și o linie punctată. Poți să-mi explici desenul, ce înseamnă? Și Mara mi-a zis, sigur, tati, zice, uite, vezi linia asta punctată? Da. Zice, pe aici a trecut căluțul. Și zic, și cercul ce înseamnă? Ei, tati, cum nu știi ce înseamnă cercul? Căluțul n-a avut voie în cerc, de-aia a trecut pe lângă. Și pentru mine asta a fost o lecție extraordinară de creativitate. Și motivul pentru care vă spun asta este pentru că scriu cărți de dezvoltare personală de 20 de ani, am publicat mai multe și la un moment dat, un an mai târziu, eram în tren între Londra și un oraș de pe coasta Marii Britanii, mergeam la un curs și știam că ne vor fi confiscate la cursul respectiv toată aparatura, laptop, telefon și eram foarte frustrat că vreau să termin o carte și nu-mi ieșea. Și mi-am adus aminte de fiică mea și am zis, ok, cum aș rezolva problema dacă aș aborda-o așa cum m-a învățat ea? Și ăla a fost un accident fericit pentru mine, pentru că am luat tot conținutul acelei cărți și în seara când am ajuns în campusul respectiv și ne-au fost luate aparaturile, am luat un pix și o foaie și în loc să scriu pentru oameni mari, am scris o parabolă, schița unei parabole, a unei povești pentru copii, cu exact conținutul care era în cartea pentru oameni mari. Și asta a devenit școala de ghinzi și astăzi e o trilogie, se pregătește a fi o quadrilogie, o carte de dezvoltare personală pentru copii cu vârste între aproximativ 5 și 10 ani. Și am fost și rămân uimit de felul în care copiii ne pot învăța cum să ne exprimăm creativ, chiar dacă noi avem alte gânduri. Chiar dacă în mintea noastră ar trebui să fie altfel, chiar dacă am proiectat nu știu ce viitor așa cum îl vedem noi, împrumutând de la copii această grăunte de creativitate, putem să ne lăsăm purtați și s-ar putea să constatăm că rezultatul e mult mai bun decât a fost. Această carte, și cu asta închei, nu este însă rezultatul unei munci intelectuale a unui tătic, pentru că exact înainte să predau și telefonul, am făcut poze la acele schițe făcute cu creionul și le-am trimis unei colege de-a mele care are editură și care mai scrisese cărți pentru copii și i-am spus așa, dragă Irina, Irina Vasilescu o cheamă, am rugămintea să faci ceva cu schița asta, pentru că peste 10 zile când ies din acest curs, cu siguranță nu voi mai ști despre ce e vorba și va fi un proiect care va dispărea. Și cred că sunt două lecții aici. Una este că ne putem inspira de la copii și a doua este că cel mai bine faci lucrurile împreună cu cineva care poate să te completeze în munca creativă pe care o faci. Același lucru e valabil în Supertici. Mulțumesc, Felix, că suntem în călătoria asta. Așa că subscriu la ce a spus Felix. Pentru profesorii noștri vă așteptăm la gala Supertici de ziua copilului, unde încă ne gândim dacă o să spunem teachers first ca anul trecut sau children first. Dar important este că fiind împreună pentru o cauză atât de nobilă, avem șanse mari să și mișcăm lucrurile, astfel încât dacă e vreun cerculeț în care nu avem voie, să-l deschidem și să putem intra chiar și acolo, astfel încât orice spațiu care merită acoperit să fie acoperit cu intențiile noastre bune. Vă mulțumesc din inimă pentru acest trofeu. Mulțumim și noi. Mulțumesc. Și mult succes în continuare. Marco, îți mulțumesc și ție. Ai fost un adevărat cavaler și m-ai ajutat foarte mult. Și aș mai vrea să spun. Te rog. Pentru toți părinții, să aveți încredere în copiii voștri și să faceți
tot ce mai bine pentru copiii voștri și pentru toți copiii din lume. La revedere! Ce frumos, Marco! Ești minunat! Îți mulțumim! Merită să-l aplaudăm pe Marco! Copiii nu pot avea performanță școlară dacă trăiesc într-un mediu violent, dacă nu au parte de protecție, de susținere, de dragoste, de un mediu conținător și sigur acasă, dar și la școală. Inteligența emoțională și cea socială cred că sunt cheia pentru performanță, pentru succes. Nu ne putem baza doar pe inteligența cognitivă, de asta ne-am ocupat în ultimii 5 ani atât de campanii de timp de calitate părinte-copil. Întotdeauna aici la Ețibiți am spus că este important să petreci timp de calitate cu micuțul tău, cât și de campanii de prevenire și combatere a bullying-ului în rândul copiilor. Foarte, foarte important acest aspect. Iar colegii mei au lansat de curând o carte, o carte extraordinară, ce merită să se afle în biblioteca tuturor și merită a fi citită. Am fost ajutați de editura BookZone pentru a edita această carte, o carte pentru copii, cum să fii cool la școală și educație fără bullying. Aceasta este cartea, este o carte scrisă de cei mai buni profesioniști din domeniu, spun eu, psiholog Adriana Mitu și psiholog Gabriela Maluf, sub coordonarea Asociației Părinților Isteți. Cartea aceasta minunată o veți primi cadou în această seară, astfel încât fiecare să o ducă acasă, să o citească și de ce nu să o arate și prietenilor, cunoștințelor, celor care știm că au nevoie de ea, indiferent de vârstă, că vorbim de copii, de părinți, de bunici, de profesori, de educatori. Merită să o citim. Cartea se găsește de cumpărat pe bookzone.ro. Eu zic că merită investiția pentru a afla cum să facem față celor mai întâlnite situații violente în zilele noastre, la școală, la grădini, societate. Păcat că se întâmplă așa și cartea aceasta poate fi cheia astfel încât să rezolvăm și să fie bine tuturor. O invit acum alături de mine pe Iris Dincă, o altă domnișoară minunată. Iris, te aștept lângă mine. Iris Dincă are 9 ani. Bun venit, Iris, mă bucur să fim împreună. Iris are 9 ani, lui Iris îi place să cânte, să danseze, să citească, să fotografieze și să filmeze animale. Iar gătitul, din câte știu eu, este una dintre marile pasiuni ale lui Iris, alături de vorbit. Are canalul ei de YouTube, felicitări, draga mea, Puiul de Om, așa se cheamă, iar la Ițibiți a realizat emisiuni despre tehnologie și prevenirea situațiilor de cyberbullying. Felicitări, Iris, câte mulțumesc. Lucruri minunate faci și mă bucur că ești alături de noi. Și mie. Ai emoții? Dar emoții constructive. Așa te vreau, perfect. Hai să-l invităm în scenă pe domnul Iacob Nicolae, Business Execution Officer Nesquik, pentru a-i decerna premiul special Edutainment Leadership Award for Business Organization pentru campania socială de timp de calitate părinte-copil realizată de brandul Nesquik. Bună seara, bun venit! Bună seara și mulțumesc foarte mult! Nu contează titulatura, e destul de complicată, important este să nu uităm, micul dejun este cea mai importantă masă a zilei și pentru asta avem nevoie de campioni. Mulțumim încă o dată, în numele echipei Nestle România. Campioni care folosesc cerealele dumneavoastră, sunt foarte bune, le folosesc și eu acasă, suntem fani. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Povestea de seară este un ritual foarte, foarte bun pentru a petrece timp de calitate cu cei mici, așa e, Iris? Într-adevăr. Așa este, da. Ce părere au însă copiii despre povești? Ești curioasă să aflăm? Da. Hai să urmărim împreună, hai! Sunt bune de citit și au și acțiune. Adică citești din ce în ce mai bine dacă citești cărți și te fac să adormi. Te ajută să dormi frumos și să... Adică, stânga dreapta. Ca să mă... mă adormă. Ne pot învăța multe lucruri. Să le formeze imaginația copiilor.
nu știu, să te aștepți la totul. Să nu mai fie ceva neașteptat, să nu mai te țin suspans. Foarte plictisitoare și fără basme, fără mirări mari. Nu știu, triști. Neliniștită. Ar fi... Blec. Tristă. Tristă. Ar ajuta foarte mult pentru că copiii le-ar înțelege mult mai bine și mult mai repede. Ar fi super tare. De exemplu, la o înmulțire poate să fie magică și să și e ca și cum să aibă aripi, să zboare prin caiete și să se împrietenească cu alte înmulțiri, împărțiri și adunări și scăderi. E frumos. Că începe cu un început rău și că se termină cu un sfârșit bun. Ar ajuta puțin. Ar fi câteva povești acolo despre temă. Poate o să spună poveștile că tema a fost făcută de un rege mare și bun. Ha, ha, ha. Că nu trebuie să-ți fie frică de orice, pentru că uneori sunt persoane care să te ajute, dar dacă nu sunt, trebuie să înveți să fii și singur. Eu spune o poveste calmă, cu foarte, 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 foarte multe pisici. Edu cu cele 7 mătuși. Morala poveștii, dacă ți-e frică, nu îți este bine. Dacă ești fericit mereu, îți este bine. Măi, m-am schimbat. Capla cu 5 ne-au schimbat și ăștia la calte. Doamne, doamne, ăștia sunt, cum să le zic, așa sunt ei. Dar nu știu de ce. Foarte drăguț, nu? Eu am reținut că dacă ești fericit, mereu ți este bine. Sunt de acord, da? Să ne păstrăm zâmbetul pe buze. Și uite, așa am ajuns la a treia categorie de lider pentru lideraș, liderii anului 2021 în educație prin povești, lideri încrezători în puterea poveștilor care au descoperit modalități originale prin care să încurajeze lectura și să adapteze poveștile la noile generații. Iată care sunt acești lideri și pe care vă invit din nou să-i aplaudăm. Andra Cărbunaru și Măriuca Mihăilescu, fondatoarele platformei online a fost odată.ro. Carmen Ion, fondatoarea festivalului Concurs Bonvi și Patricia Pușchilă, director operațional în cadrul asociației Ovidiu Ro. Felicitări, doamnelor, felicitări pentru activitatea voastră, iar trofeul Itzi Bitzi merge astăzi la Patricia Pușchilă, Ovidiu Ro. Patricia Pușchilă este director operațional în cadrul asociației Ovidiu Ro. Fondată în 2004 de către Maria Gheorghiu și Leslie Hawk, asociația s-a implicat în numeroase proiecte menite să ofere acces la educație timpurie de calitate cât mai multor copii din România. Printre programele Ovidiu Ro se numără fiecare copil în școală și fiecare copil în grădiniță, care au fost implementate la nivel național cu rezultate remarcabile și au culminat cu adoptarea unei legi care încurajează participarea în învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate. În 2001, echipa Ovidiu Ro a lansat Citește-mi 100 de povești, un program național de stimulare a lectorii în grădiniță și în familie, derulat în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Ministerul Culturii. În cadrul programului au fost oferite copiilor preșcolari și educatoarelor lor 140.000 de cărți ilustrate și atent selecționate, iar 78.000 de copii s-au bucurat de activități zilnice de lectură. De asemenea, în program s-au implicat activ peste 3.400 de profesori, iar peste 1.100 de grădinițe au devenit până acum grădinițe bibliotecă. Programul se desfășoară în continuare, astfel încât la finalul anului 2025, toate grădinițele publice din România să devină grădinițe bibliotecă. Gala Itzi Bitzi, lideri pentru lideraș. Bună seara. În primul rând, mă bucur că am ieșit din casă. După atâta timp, este incredibil. Sper să revenim cât mai curând la ceea ce știam noi că este o viață cât de cât normală. Sunt onorată să primesc acest
premiu în numele Asociației Ovidiu Ro. Noi suntem o mână de oameni care răscolim cu intenții bune toată țara și ascultând acum ce s-a prezentat până acum, m-am gândit în primul rând la educatoare, la cele 34.000 de educatoare care sunt alături de copiii noștri în fiecare dimineață la grădiniță. Și planul nostru cincinal de a transforma cele 4.500 de grădinițe în următorii 5 ani în grădinițe bibliotecă este greu, dar are sens și este posibil. Până acum am reușit să transformăm în grădiniță bibliotecă peste 1.100 de grădinițe. Mai avem încă și este important că fiecare copil care participă în programele noastre participă zilnic la activități de lectură, iar planul nostru este să îi împrietenim pe cei mici cu lectura, cu cărțile, cu poveștile. Programul se numește Citește-mi 100 de povești, nu întâmplător, pentru că dacă un copil termină grădinița cunoscând 100 de povești, citindu-i se și știind 100 de cărți, are șanse mult mai mari pentru o bună integrare în școală. De aceea ne bucură și ne onorează fiecare educatoare care voluntar participă în proiecte și aș vrea să profit de acest moment să invit pe directorii de unități școlare care au în structura lor și grădinițe să se înscrie în Citește-mi 100 de povești. Mai sunt câteva zile din a treia serie de certificare și îi așteptăm să intre pe site și să se înscrie, pentru că în felul acesta vor primi cărți, vor primi ocazia de a participa la sesiuni de formare centrate pe literație, iar copiii vor putea să meargă acasă cu cărți pe care să le citească în familie. Vă mulțumesc și vă felicit pentru seara aceasta. Ce frumos! Mulțumim și mult succes în continuare! Iris, îți mulțumesc pentru ajutor! Ești minunată! Experimente, curiozitate, povești, tehnologie, cred că sunt zone de interes pentru copiii de astăzi, dar mai există o zonă de interes foarte actuală și relevantă, și anume ecologia. Invit alături de mine pe doi mici ecologiști. Am nevoie de ajutorul lor. Să-i aplaudăm și să-i așteptăm. Mara Dobre de 10 ani și Radu Leu de 9 ani. Bun venit! Plin de curiozitate bună și ziua. Pasionați de plante și animație, bună seara, de plante și animale. Ei realizează de peste un an multe emisiuni pe teme de ecologie la ITBC FM. Felicitări! Emisiuni prin care ne învață cum să protejăm planeta și să consumăm responsabil. Așa este. Așa este. Felicitări pentru tot ce realizați. E ușor? E greu? Cum e? Depinde. Depinde? Nu foarte. Depinde. E interesant și greu și ușor în același timp. Foarte nu te poți limita. Nu te poți limita la numărul de urmăritori. Pur și simplu, oricine vrea poate să urmărească. Foarte bine. Hai să invităm, da, să creștem numărul de urmăritori. Bravo! Și sper ca tot mai mulți copii să crească învățând despre natură și cum să apărăm natura. Așa, așa, să o protejăm. Trebuie, când ne uităm la pământ, ne dăm seama că pământul este casa noastră. Toată lumea, majoritatea oamenilor sunt preocupați să scurețe casa, locul în care locuiesc. Dar trebuie să ne dăm seama că și pământul este tot casa noastră. Foarte deci trebuie să avem grijă de el. Așa este, adevărat, ca și el să aibă grijă de noi, corect? Foarte frumos, bravo! Hai să vedem, aprecierea și recunoștința noastră merg acum către două branduri eco-responsabile, da? Pentru că de aceea sunteți voi aici să mă ajutați să ofer aceste premii. O invit să urce pe scenă alături de noi pe doamna Violeta Neniță, Market Manager IKEA România. Bună seara, bun venit! Și o să primiți, doamnă, premiul special Edutainment Leadership Award for Business Organization pentru campanii sociale de eco-explorare prin experimente, stimularea creativității și lucrului în echipă, în rândul copiilor. Felicitări IKEA România pentru tot ce realizați. Bună seara tuturor! Bună seara, Simona! Bună seara! Bună seara, Radu! Bună seara, Mara! Mulțumesc!
O să preiau puțin de la voi că casa noastră este planeta noastră. Avem o casă, avem o planetă. Mulțumim foarte mult pentru acest mesaj. Și aș vrea să încep cu faptul că pentru noi copiii sunt cei mai importanți oameni din lume. Și mulțumesc că mă aflu aici, la această gală minunată, pentru a împărtăși cu voi un program pe care l-am dezvoltat împreună cu Itibiții, noi, familia Ikea, și am găzduit săptămânal, fiecare sâmbătă, și ne-am transformat în timpul pandemiei să folosim căile digitale, pentru că, iată, nu ne puteam întâlni fizic, în Ikea Paladi, prin joacă, am avut supereroi de la Itibiții și împreună cu copiii am descoperit superputerile pe care le au copiii. Voi ați putea să ne spuneți câteva din superputerile pe care le au copiii? Multă imaginație. Imaginație. Creativitate. Creativitate. Foarte multă energie. Energie. Corect. Da, și... Ce a spus Mara, imaginație, mă încurcam. Și optimist, foarte cumva? Și optimist. Așa. Curaj. Curaj, încredere. Prietenie. Și astea le-am făcut prin joacă. Le-am făcut prin joacă împreună cu jocurile, jucăriile noastre și o colaborare extraordinară. Ne dorim în continuare să ne întâlnim fizic împreună cu voi, cât mai mulți copii, cât mai mulți părinți, și să continuăm acest program minunat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, felicitări chiar România și mult succes în tot ce face, să fie bine! Felicitări! Următorul premiu special merge la un alt brand care a realizat campanii sociale de protejare a mediului înconjurător și a adus un plus de e-mobilitate în rândul copiilor și părinților. Este vorba de firma Opel. Ar fi trebuit să vină doamna Nadia Pietranu să fie astăzi alături de noi, dar înțeleg că nu a putut să ajungă. Oricum, acest premiu va ajunge cu siguranță la dânsa și la companie. Mulțumesc pentru ajutor! Și seară minunată să aveți aici împreună cu noi, da? Și mult succes în tot ce realizați, să vă fie bine! Mulțumim! Cât mai mulți urmăritori! Mulțumim. Mulțumesc frumos! Cum văd copiii că va arăta Pământul în viitor, dar copiii ce fel de adulți vor deveni în viitor? Cu toții ne dorim ce e mai bun pentru copiii noștri. Și vă invit să urmărim ce părere au copiii. O să avem la fel un filmuleț extrem de interesant. Cumpăr niște mâncare pentru copilul meu dacă o să nasc. Când la pie și pictez. Și un bătrân, deci, și un bunic. Fac o casă în copac și aș munci pentru cercetare și pentru studiarea spațiului și a pământului. Construiesc un Lego foarte mare, un Legoland, un parc doar din Lego. Vă ajut pe mamă să facă bagajele de ști. De ști. Planeta este rotundă, arată curată și bucuroasă. Animalele sunt bine, plantele au înflorit și aerul e curat. Colorate, apa să fie albă, pomii să fie curcubeu. Bine, pomii nu se va schimba niciodată culoarea lor, că pământul a apărut și la fel va fi până va fi apocalipsa a pământului. Și se va forma iar Big Bang, Big Bang, nu știu ce. Tot așa în continuare, până nu se mai va face Big Bang. Pe trotinete sau pe biciclete și role mai mult. Că autobuzile nu mai merg, nu știu de ce. Se mai merge doar cu bicicleta sau alte invenții. Cu bicicleta, cu rolele, o mașină zburătoare. Cu bicicleta. Și trebuie să pun maxă că în fiecare. Că dacă rămâne COVID-ul până în anul ăla, Doamne, ar trebui să pun mască mereu.
dacă ai oprit fabricile pentru un timp? Trebuie să începem cu copiii, pentru că dacă sunt educați de mici să îmbrățișeze natura și să nu polueze, le va fi mult mai ușor la maturitate să nu mai facă asta. Și apoi adulții, să încercăm să facem și cu ei. Aș lua o pungă, le-aș aduna pe toate și le-aș pune la gunoi sau la reciclare. Prin invenții care se aspire poluarea, care deja mi le-am propus de mult timp, să nu consumăm apa și să nu aruncăm deșeuri afară, pe iarbă. Dacă e mijere afară, nu mai merg la grădini, este mijere și nu vreau să miroșe muște. Foarte interesant. Merită aplaudați cei mici. Tot mai mulți oameni sunt preocupați de grija pentru natură și sunt interesați de reducerea poluării, iată, nu doar copiii, ci și noi adulții, economisirea resurselor, reciclare și plantare. Acest lucru se datorează în mare parte eforturilor susținute a numeroși lideri și voluntari care se implică activ în proiecte și programe de ecoeducație și protecția mediului. Iată care sunt liderii 2021 în ecoeducație și vă invit să-i aplaudăm. Teia Ciulacu, hai să mă ajutați din nou, Teia Ciulacu, președintele Asociației Viitor Plus, Dan Hulea, directorul executiv al Societății Ornitologice Române și Doru Mitrana, președintele Asociației Mai Mult Verde. Felicitări tuturor! Iar trofeul Ițibiți ajunge în această seară la Teia Ciulacu Viitor Plus. Teia Ciulacu este fondator și președinte al Asociației Viitor Plus, care dezvoltă de peste 15 ani numeroase programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu. Prin programele Viitor Plus se numără atelierul de pânză, recicleta, ecoprovocarea, biroul eco, dar și Adoptă un copac, program care a reușit înființarea peste 100 de hectare de pădure prin implicarea peste 13.000 de voluntari. Un alt proiect al Asociației Viitor Plus este Harta Reciclării, prima platformă națională interactivă care permite identificarea, localizarea și actualizarea punctelor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile din România, precum și informații utile menite să promoveze reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor de toate tipurile. Gala Ițibiți, lider pentru literași! Felicitări! Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Bună, Radu și Mara! Vă mulțumesc tare mult că ne-ați prezentat tare frumos informații despre harta reciclării la radio. Mulțumesc Ițibiții pentru că abordați tema asta. Nu știu dacă a fost de la început în gală una din tematicile abordate, dar faptul că acordăm importanța educației de mediu spune că începem să evoluăm până la urmă noi ca civilizație. Eu fac parte din generația care a prins Revoluția și tot sistemul educațional de după 90 până acum, din păcate, ultimii 30 de ani, nu a inclus în mod activ nimic din zona de educație de mediu. Am aflat cât de important este mediul pentru noi și pentru viitorul nostru mult după ce am terminat facultatea. Și ăsta a fost regretul anilor pierduți. Și după ce te apuci să citești multe studii despre schimbări climatice, despre viitorul care ar putea să ne aștepte dacă nu schimbăm un pic cursul sau chiar un pic mai mult, atunci îți dai seama ce ți-a lipsit. Și am ales să fac două lucruri. O dată să ne suflecăm mâinile, că trebuie să schimbăm din comportamente și din acțiunile pe care noi le punem în practică și, în ultimul rând, să dăm vestea mai departe. Partea de educație este esențială și ne-am asumat-o în Viitor Plus prin toate programele pe care le facem și, fără o implicare activă a tuturor în tot acest demers, nu cred că avem cum să schimbăm lumea. De multe ori vedem o separare între zona de mediu și socială, poate chiar concurență între proiecte sau domenii și pare așa că protecția mediului nu prea are legătură cu oamenii. Din punctul meu de vedere, cred că este poate unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face pentru noi ca oameni, pentru generațiile următoare,
Pentru că, în primul rând, facem un efort în a ne asigura supraviețuirea, facem un efort ca ei, generația care vin după noi și copiilor și nepoților, să aibă șansa la o viață decentă pe planeta asta și mă bucur că ei deja au parte de lucruri pe care noi nu le-am avut în ultimii 30 de ani. Vă mulțumesc foarte mult și vă îndemn să vă uitați un pic în zona de mediu, dacă n-a intrat neapărat în radarul vostru, să vedeți cât de multe lucruri interesante puteți găsi acolo și cât de multe despre viitorul nostru găsim în zona de protecție a mediului. Vă mulțumesc! Adevărat, mulțumim și noi și mult succes! Mulțumesc și vouă! Copiii care uitați, pământul este casa noastră, trebuie să avem grijă de el. Adevărat, așa să facem împreună cu micul mare. Bravo, felicitări! Copiii care au urcat în această seară pe scenă au absolvit școala de supereroi Itzy Bitzy, învață oul pe găină în anul 2021. Sunt minunați acești copii și v-ați dat seama. Așa este și cazul lui Robert, pe care l-aștept alături de mine. Robert Vlădășcău. Iată-l, vedem deja pe Robert și o să și ajungă alături de noi aici pe scenă. Robert are 8 ani. Bun venit, Robert! Să-l aplaudă. Bine v-am găsit! Lui Robert îi place să alerge, să înoate, să facă basket, karting, parcă așa am auzit eu, Robert. Iubește cărțile și filmele fantastice. El a realizat și emisiuni pentru copii despre jocuri și tehnologie. Felicitări, Robert! Mulțumesc! Câte lucruri minunate faci! Bravo! Hai să vedem, Robert, te invit să oferim împreună un nou premiu special unui brand prieten al comunității noastre și anume vom oferi acest premiu firmei Auchan. O invit pe scenă pe doamna Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media Auchan, pentru a ridica diploma Edutainment Leadership Award for Business Organization pentru campaniile sociale pentru un consum responsabil în rândul comunității. Bună seara, felicitări! Bună seara tuturor, mulțumesc foarte mult pentru premiu. Din păcate, Elena nu a putut să fie astăzi aici, dar în numele întregii echipe Auchan Retail România vreau să vă mulțumesc pentru apreciere. Auchan este o firmă, este o companie responsabilă și proiectele noastre sunt îndreptate către responsabilizare și anul 2022 dorim să continuăm cu proiecte la fel de frumoase și să fim alături de clienții noștri. Foarte frumos! Mult succes și mulțumim pentru tot! Felicitări! Mai avem un premiu special pe care îl vom oferi, premiul pentru leadership. Îl oferim brandului Secom pentru campania socială de lifestyle sănătos. Ar fi trebuit să urce alături de noi pe scenă doamna Lucia Costea, cofondator Secom, însă, din câte știu, va veni domnul Andrei Dumitraș cu Business Unit Director Secom ca să primească acest premiu. Bun venit, bună seara! Bună seara și din partea mea! Bună seara! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Într-adevăr, Lucia n-a putut să fie astăzi aici și vă transmite salutări, însă pentru noi, pentru Secom, este o onoare să primim acest premiu și salutăm această adunare de oameni excepționali și felicit și pe Nadia și pentru Felix și pe Felix pentru acest proiect de care personal sunt impresionat. Nu sunt tătic, însă tot ce am văzut astăzi aici și prin filmulețe mă inspiră foarte mult și mă pune serios pe gânduri. Mulțumim mult de tot, ne ajută foarte mult și pe noi cei de la Secom să ne ducem misiunea noastră mai departe. Am avut parteneriate foarte frumoase și vom avea în continuare cu cei de la Itzy Bitzy și vreau să vă las cu un gând și anume acela că și sănătatea se poate învăța. Vă mulțumim frumos! Corect, mulțumim foarte mult și mult succes! Plăcere. Îți mulțumesc pentru ajutor! Plăcere! Grija față de sănătatea copiilor poate lua multe forme, de la prevenirea îmbolnăvirilor printr-un stil de viață echilibrat, până la căutarea celor mai potrivite modalități prin care să le asigurăm copiilor o bună dezvoltare psihică și emoțională. Mărturisesc că realizez emisiuni de sănătate atât la radio cât și în televiziune cam de vreo 20 și un pic de ani, nu mai spunem câți, de o viață. Întotdeauna mi-a plăcut să învăț de la invitații mei, să învățăm cumva cum să trăim sănătos și
și dacă îi obișnuim pe cei mici cu obiceiuri sănătoase, avem măcar speranța că atunci când vor crește vor fi adulții care vor fi sănătoși și asta este important, să ne informăm și să facem tot ceea ce ne stă în putere să îi creștem pe cei mici sănătoși. Hai să urmărim un filmuleț împreună. Că mănânci prea mult dulce și vomiți. Pentru că sunt microbi prin preajmă. Chiar și aici, în studio. Eu am fost odată alergită și mi-a pus blanul aici. Un fluturaș galben. Nu respectă regulile de igienă. Păi nu au grijă de ei. Pur și simplu nu se spală pe mâini. Păi am avut ceară în urechi și n-am mers la grădină. Și eu ziceam, ce la fiecare întrebare, ce? Din cauza că nu au destulă imunitate. Din cauza COVID-ului. Pentru că produc foarte mulți viruși toxici pentru natură și natura se enervează și trimite cât mai mulți viruși ca să îi îmbolnăvească și să vadă pe pielea lor că ei tot o rănesc. Poate de asta. Uneori mă mai gâdilă, alteori se joacă cu mine și mai spun glume. Îmi dau pastile, mă duc la doctor să vadă ce e neregulă cu mine. Mă tratează. Păi îmi dau medicamente, mă iubesc mult, îmi dau medicamente și stau lângă mine și mă distrez. Mă duce la doctor. Să mă ajute și să mă liniștească. Să-mi dea atenție. Să mă îmbrățișeze și să aibă foarte multă grijă de mine. Să se joacă cât mai mult cu mine, că trebuie să stai acasă. Șirop dulce. Eu am un șirop acasă care preferatul meu. De medicamente și multă iubire. Să fii iubit de ei. Eu aș vrea să fiu balerină. Foarte drăguț. Să le aducem recunoștință oamenilor care și-au dedicat timp și energie desfășurând programe și activități menite să susțină dezvoltarea și sănătatea fizică, psihică și emoțională a copiilor. Liderii anului 2021 în sănătate pentru copii sunt Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, Adela Hanafi, fondatoarea Asociației CONIL și Luciana Manole, coordonatoarea Departamentului de Terapie și Activități Asistate de Animale București din cadrul Asociației Clubul Câinilor Utilitari. Felicitări tuturor! Iar trofeul Iți-Biți ajunge în această seară la Daniela Bololoi, Help Autism. Daniela Bololoi este președinta Asociației Help Autism și a rețelei ROTSA, psiholog și mama lui Mălin. Help Autism, asociație coordonată de Daniela, susține peste 600 de copii și adolescenți diagnosticați cu tulburare de spectru autist, TSA, prin programe de terapie, atât în cadrul celor 7 centre ale asociației, cât și la domiciliu. În 2021, Help Autism a lansat primul program de viață independentă pentru adolescenții cu autism din România și a deschis două centre Help Home, locul în care tinerii cu autism învață să se descurce singuri. Tot în 2021, eforturile Danielei Bololoi și echipei ei au dus la obținerea două mari reușite, aprobarea subprogramului pe autism pentru decontarea directă și recunoașterea profesiei de analist comportamental în clasificarea ocupațiilor din România. Gala Iți-Biți, lider pentru literași! Bună seara! Cred că mi-a revenit o misiune destul de grea în această seară. Ne ocupăm de sănătate mentală. Dincolo de ce ați văzut și ce au prezentat copiii minunați din această seară, cărora le mulțumesc din suflet, pentru că m-au făcut să mă simt la modul real fericită și bucuroasă să mă aflu în seara aceasta aici și m-au făcut să-mi doresc în continuare să sper pentru copiii noștri, care sunt viitorul țării noastre.
A fost pentru mine până acum o seară de bucurie. La propriu vă spun că mă dor obrajii de cât am râs și m-am bucurat. Și vă mulțumesc mult tuturor și copiilor care nu sunt cu noi, dar care au împărtășit din visele lor, din crezurile lor. Cred cu tărie că dacă suntem atenți la copiii noștri, noi ca și adulți putem învăța foarte multe și putem să fim într-o variantă mai bună ca să putem rămâne în continuare o resursă pentru copiii noștri. Și ca să vă povestesc despre noi și despre ce facem noi și de ce spun noi, mi-aș dori să vă povestesc o zi din viața noastră. A mea, ca mama lui Mălin, a celor 100 de colegi din Help Autism, a celor 86 de organizații din rețeaua ROTSA, a celor peste 1000 de părinți, a celor 700 de copii înscriși în asociația Help Autism, care primesc servicii în București și în țară, servicii de recuperare, și de asemenea a celor peste 300 de colaboratori care ne sunt alături tot în oferirea de servicii de recuperare pentru copiii cu autism din țară. De dimineață m-am trezit și am așteptat la gară alături de soțul meu 10 copii din asociația noastră, copii cu autism, care au venit împreună cu terapeuții lor minunați pentru prima dată într-o mini-tabără de schi. Ne-am luat curaj și astăzi 10 copii au fost pe pârtie la Zuga împreună cu terapeuții lor. Eu a trebuit să fug, să-i părăsesc la un moment dat ca să pot să ajung aici, alături de dumneavoastră. Puțin m-am supărat că mi-am dat seama că s-au suprapus programele și că am fost nevoită să las pe soțul meu doar cu colegii, dar m-am descurcat și am ajuns la timp. Am urcat împreună cu colegii și cu copiii sus pe platoul la Zuga. Am servit câte o ciocolată caldă și un ceai. Doamna care ne-a servit ne-a mărturisit că are un băiat de 10 ani cu autism. Ieri, în drum spre Zuga, m-a sunat unul dintre partenerii și sponsorii noștri. Eu fericită că din nou ne sprijină și ne ajută. Mi-a spus Daniela, de data aceasta te sun pentru că am nevoie eu de ajutorul tău. O prietenă bună de-a mea din copilărie are o fetiță de 2 ani care de scurt timp a fost diagnosticată cu autism. Poți să te rog să o ajuți? Asta se întâmplă ieri. Acum câteva zile am mers împreună cu Consiliul Director și cu managementul să lucrăm la bugetele și strategia asociației. Am ales să plecăm departe de București ca să putem să ne concentrăm și să putem să fim acolo. E greu pentru noi să stăm pe cifre când ne sună părinții sau când există tot felul de îngrijorări din partea celor care ajung la noi. Doamna care avea grijă de noi să servim masa la timp și să se întâmple totul foarte rapid ca să putem lucra, ne-a spus, dar cu ce vă ocupați voi, ce faceți? Și după ce am mărturisit ce facem, ne-a spus că și are un nepot cu autism. Copiii cu autism sunt peste tot. Depinde de noi să-i vedem. Din păcate, unul din 54 de copii, în acest moment, la nivel mondial, este diagnosticat cu o formă de tulburare din spectru autist. Ce facem noi la Help Autism este să visăm pentru ei, să luptăm pentru ei și să construim pentru noi toți o Românie în care diversitatea să fie primită cu inimi deschise. Iar la final, o să vă mărturisesc că ceva ce m-a adus astăzi în fața dumneavoastră, și anume am avut onoarea să fiu mama lui Mălin. Și spun asta pentru că într-o discuție de mult cu el, m-a întrebat pe cine iubești cel mai mult dintre copiii tăi. Și eu i-am spus, mama, dar ce vrei să-i spui, că tu ești singurul meu copil? Nu, copiii tăi despre care vorbești mereu, adică copiii asociației. Și eu am zis, pe tine te iubești cel mai mult. Iar el mi-a răspuns înapoi, eu te iubesc mai mult decât mă iubești tu. Și eu i-am spus, de ce spui asta? Pentru că tu ai ales să mă naști pe mine. Puteai să naști orice alt copil și tu ai ales să mă naști pe mine. Pentru că, da, dragilor, am ajuns în această poveste pentru că am avut șansa ca Mălin, la vârsta de 2 ani, să fie diagnosticat cu autism. Am renunțat la ce făceam, lucram într-o corporație, eram om de marketing și am făcut ceea ce este pentru mulți părinți din România o familie. Help Autism este o familie unde
fiecare dintre noi venim cu sufletul deschis și încercăm în fiecare zi să dăruim și, cum v-am spus, să construim o lume mai frumoasă pentru noi toți și viitorul în care vom trăi. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Și felicitări pentru tot! Ne-a impresionat tare mult! Să-ți fie bine! Mult succes! La revedere! Îți mulțumesc! Ai fost un adevărat cavaler și m-ai ajutat foarte mult! Cu plăcere! Seară frumoasă să ai în continuare! Mulțumesc! O voi chema acum în scenă pe Carina Dănețiu. Carina, o să vii și tu alături de noi, te aștept. Carina Dănețiu are 11 ani. Carina iubește cititul, echitația, dansul și muzica. Bun venit, Carina! Bine v-am găsit! Carina se implică în diverse proiecte de protejare a naturii și este hotărât, atenție, să devină actriță. N-am înțeles eu bine. Doar actriță sau și fotomodel, da, și cântăreață? Să le îmbin așa pe toate. Da. Carina a realizat anul trecut emisiuni educative despre navigarea în siguranță pe internet. Felicitări, Carina, cât mulțumesc de multe faci și tu. Foarte mulțumesc multe lucruri. Carina, hai să vedem în seara aceasta, vom da împreună câteva premii. Știi, da? Ești pregătită? Super, abia aștepți. Vom începe cu un premiu special și pentru aceasta o invit în scenă pe Mihaela Paraschiv, Corporate Communication Marketing Manager la Rehau Window Solutions România. Edutainment Leadership Award for Business Organization merge la brandul Rehau pentru campaniile sociale care au adus în 2021 un plus de confort și durabilitate în viețile copiilor și părinților. Felicitări! Bună seara! Numele meu, al colegului meu Paul Ciprian, care este în sală cu mine, și al întregii echipe Rehau, vă mulțumim! Sunteți prietenii noștri de suflet și încă o dată ne-ați sensibilizat cu toate aceste povești. A fost un an extraordinar. Am aflat foarte multe. În primul rând am deschis fereastra către sufletele copiilor și ale părinților. Pentru că n-am făcut-o până acum și ne-am bucurat că ne-ați dat ocazia, ițibiții, să colaborăm. Vă felicităm pentru această seară minunată. Mulțumim. Și în continuare pentru proiectele pe care le vom pregăti împreună. Mulțumim. Mulțumesc. Și mulțumim pentru tot și Doamne ajută să fie cu noroc, cu succes. Cu siguranță. Activitate, cu trebuie siguranță să ascultăm. Mulțumim foarte mult. Și o ultimă diplomă specială o vom oferi brandului Purina pentru campania socială privind relația dintre copii și animale și îngrijirea responsabilă a acestora. Însă, din păcate, am fost anunțată că reprezentantul Purina nu mai poate să ajungă în această seară, însă premiul va ajunge cu siguranță, vom trimite noi premiul la sediu și felicităm compania Purina pentru acest premiu. Ce bine că suntem împreună, nu? Eu așa zic și ne simțim atât de bine în seara aceasta minunată. Superb. E superb, îți place și ție, Carina, mă nu? Mă bucur, atmosfera e bună. Atmosfera e minunată, așa spui, să fii mai aproape de microfon. Și mă bucur că, uite, construim proiecte împreună pe care le facem pentru a-i ajuta pe copii și nu doar pe copii, și pe părinți, și pe bunici, și pe profesori. Mă bucur acest lucru. Dar oare ce părere aveți voi, copiii, despre a oferi ajutor celorlalți? Hai să vedem un filmuleț, îl urmărim împreună. Să-l ajutăm momentele grele, să-l apăr, să am grijă de el. Ca să nu mai cadă. Să-l întreb ce a cea pățit sau să îl ajuți sau îl pui în plasule. Să-i ajuți ca să poată să aibă o viață mai bună. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că dacă nu fac o faptă bună cuiva, mi se pare că ziua aceea a fost pur și simplu irosită. Adică să că cineva se teme și trebuie să-i fac ceva, nu știu ce. Înseamnă că faci bine pe cineva și te simți bine. Să fii bucuros, să ai încredere în tine că poți o mai faci. Te rog, ajută-mă.
Vă rog frumos, cineva mă poate ajuta să mă liniștez, poate din plâns? Te rog frumos, mă poți ajuta? Te rog, e suficient. După cum se comportă, după fața lui, după cum privește pe toată lumea, cam așa îmi dau seama eu. Că-l văd că stă, că vrea ceva, că nu e în regulă. Că plânge? Sau cu durere? Țipă. Cum ar fi așa? Pe un coleg l-am ajutat să-și aleagă colega de bancă, pentru că nu mai vrea să stea cu cea trecută. L-am ajutat pe un copil ca să scape de mai mulți. Și am ajutat pe un prieten să fie mai bun. Să-i nu mai fie frică. De exemplu, când Arina plângea, am întrebat-o ce se întâmplă. Uneori îmi spunea, uneori nu îmi spunea. Am încercat să întreb ce face, ce vrea, poate să se liniștească, ce se întâmplă, dar nu prea am reușit. Am ajutat plușurile mele ca să nu mai cadă de pe canapea. N-o să aibă căldură, n-o să aibă unde să stea, unde să doarmă, o să stea afară în frig. Pământul va dispărea în curând dacă nu există un mediu sau... chestii de astea care se ajută. Ca să fie sănătos și bucuros și bine. Ca să nu fie răi. Pentru că fără ajutor ar mai exista oameni. Pentru că altfel noi am trăi ca pe o insulă, singuri. Ce frumos, câtă puritate și ce sufletel au copiii ăștia ai noștri. Sunteți minunați, felicitări, bravo! Nu cred că voi greși dacă voi spun acum că pandemia a făcut ca multă lume să se confrunte cu lipsuri, cu neajunsuri, cu multă suferință. Mulți au pierdut dintre oameni dragi. Pentru mulți copii, însă, pandemia nu a făcut decât să adâncească și mai mult lipsurile, greutățile cu care se confruntă de o viață. Și s-ar fi adâncit, cred, și mai mult, fără sprijinul oferit de liderii care s-au implicat activ în programe și proiecte menite să vină în sprijinul copiilor defavorizați. Și tocmai de aceea aș vrea să aplaudăm liderii anului 2021 pentru binele copiilor vulnerabili. Diana Certan și Elena Matache, membre ale organizației umanitare Concordia România. Ștefan Dărăbuș, director global de programe în cadrul Hope and Homes for Children. Și Arina Taban, președinta asociației Ajungem Mari. Vă aplaudăm cu mult drag pe toți, felicitări. Și trofeul Liții Biții merge în această seară la Ștefan Dărăbuș, Home and Hopes for Children. Ștefan Dărăbuș este director global de programe în cadrul Hope and Homes for Children, organizație care susține de peste 20 de ani reforma sistemului de protecție a copilului din România pentru a pune lacătul pe poarta instituțiilor de tip vechi. Mai mult, organizația și-a propus să țină copiii vulnerabili alături de părinți și să ajute tinerii care ies din sistem să aibă o viață independentă. Alături de partenerii instituționali, Hope and Homes for Children a contribuit până acum la închiderea 63 de orfelinate, construind peste 100 de case familiale și oferind soluții alternative de locuire pentru aproximativ 6700 de copii scoși din centrele de plasament. În 2021, Hope and Homes for Children a finalizat procesul de închidere a 3 centre de plasament din București, Neamț și Oradea și a construit 4 case familiale pentru copiii din centre de plasament. Gala Iți-Miții! Lideri pentru lideraș! Bună seara, felicitări pentru tot! Bună seara, mulțumesc mult, bună seara. Aș vrea să mulțumesc în primul rând în numele domnului Ștefan Dărăbuș, care din păcate nu a putut să fie alături de noi astăzi, și evident în numele Hope and Homes for Children, atât pentru nominalizare cât și pentru premiu. Ambele ne onorează și ne bucură și în același timp ne determină să continuăm în încăpățânarea noastră, dacă doriți, de a închide unul câte unul toate orfelinatele din România. Am început în 1998 activitatea noastră în Baia Mare, în județul Maramureș.
Am avut la început un impact regional, după care un impact național, însă deocamdată nu suficient pentru ca cei mai vulnerabili dintre copii să trăiască toți în medii sigure, în medii familiale. După cum zicea unul dintre antevorbitori pe această scenă, una din lecțiile extrem de importante este ca atunci când faci ceva să faci împreună cu cineva. Ne-am însușit această lecție alături de partenerii noștri din autoritățile de stat, alături de partenerii noștri din mediul corporate, de donatori individuali și evident de colegi din alte organizații. Suntem aproape de finalizarea procesului de dezinstituționalizare și de închidere a tuturor orfelinatelor din România. Până atunci însă mai sunt peste 3800 de copii în aceste orfelinate și niciunul dintre ei nu merită să mai trăiască vreo clipă acolo. La fel cum niciunul dintre copiii din familii nu merită să fie rupt de părinții săi și să trăiască o clipă într-un orfelinat. Mai ales când principala cauză este sărăcia. Pentru că da, în 2022 sărăcia încă mai duce la asemenea drame, mai duce la ruperea copiilor de familiile lor. Aș vrea să mulțumesc în încheiere încă o dată pentru nominalizare, pentru premiu și mai ales, Itibiții, pentru că ne-ați dat șansa să vorbim încă o dată despre copii pe care niciodată nu trebuie să uităm. Mulțumesc! Mulțumim și noi și felicitări pentru tot ce faceți. Mult succes! Și am ajuns la ultima categorie de lideri, dar înainte să aflăm cine sunt aceștia, să-i ascultăm pe copii ce părere au ei despre lideri și misiunea acestora. Îți mulțumesc, Arina! Este un om care te ghidează. Liderul e un fel de om care are tot ce vrea, tot ce își dorește, are și servitori, și armată, și mașină, și tot. Cel care conduce. Eu îi văd la televizor. Poate să fie negru. Este un om care conduce o firmă. Un lider este cineva care conduce, dar bagă în seamă și ideile celorlalți. Este cineva care le comandă oamenilor ce să facă pentru bine. Pentru binele orașului. Cam așa, pentru binele umanității. Avem nevoie de lideri ca să ne îndrume la școală. Să conducă lumea. Stă să le uite cine câștigă. Adică stă pe un scaun, nu știu ce scaun. Și se uită cine câștigă răi sau bun. Să ne ajute liderii ăia. Dacă e un lider rău, ți-am mai zis. O mănâncă mâncarea. Nu s-ar mai înțelege că fiecare om are o idee. Așa, 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 așa. Și liderul zice care e cea mai bună dintre toate ideile. Așa, 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 așa. Cât s-or fi 6 sau 1000, alege. Să ai o echipă și tu să fii liderul. Și la sfârșit și să stai o zi cu ei așa într-o echipă. Și la sfârșitul zilei, echipa ta trebuie să zică dacă tu ai fost un lider bun sau nu. Să aibă curajul să zic acest lucru. Să încerce să facă ceva din mintea lor. Să participe la o cursă care trebuie să mergi pe jos și repede. Și ai 100 de kilometri pe oră. Trebuie să alergi. Ea spune să facă pum, mușchi. Cum face un leu? O să le dau 10 glume odată, practic să fie 10 glume. De exemplu, de ce găina face o... De ce? Din cauza... De ce găina nu face l-o? Din cauza că nu are mascul. Foarte drăguț. O să-l invit acum pe mine, pe David Măruță.
pentru a amâna următorul premium. David are 10 ani și iată-l cunoașteți acum. Lui David îi place să înoarte, să alerge, să se plimbe cu bicicleta, să se joace cu animalele sale și să picteze. La Ițibiții a descoperit că îi place să fie realizator de emisiuni radio și TV. David Măruță a realizat deja o serie de emisiuni despre internet și tehnologie și o serie de emisiuni săptămânale, talk show-uri live cu și despre copii. Ia să vedem, David este alături de noi în sală. Ei, se pare că nu! A crescut un pic. Cătălin, ce cauți? Eu l-așteptam pe David. Bună seara! Eu sunt David, am crescut puțin în perioada asta. Te-a făcut frumos, dar... așa, din poveste, nu? Adică da. Prea repede ai crescut. Am crescut, exact, așa e la Ițibiții. Crești într-o zi, cât alții în 7. Mă bucur foarte tare să fiu în această seară aici, mai ales că, iată, cuvintele cheie pe care le-am auzit cel mai des au fost familie și chiar sunteți ca o familie, o familie de la care poți să înveți foarte multe lucruri interesante. Mi-a plăcut senzațional filmulețul de mai devreme. Ce cred copiii că înseamnă un lider. De foarte multe ori copiii cred că un om care apare la televizor poate să însemne un lider. Aici aș avea așa câteva lucruri de comentat. Ca om de televiziune iau interviuri foarte multor oameni. Nu toți sunt și lideri și nu toți pot să primească așa aplauze la scenă deschisă. Dar ce vreau în această seară este că următoarea persoană pe care o să o invit aici pe scenă merită cu siguranță absolut toate aplauzele, pentru că este o influenceriță extraordinară care știe să-și educe comunitatea, știe să-și unească comunitatea, știe să dea o mână de ajutor și să schimbe lucruri în societate. Așa că merită toate aplauzele, nimeni alta decât Aluziva. Ea este cea care primește premiul în această seară aici la Gala Ițibiții. Este ai acolo în spate. Surpriza, da? Să știi că mă bucur, eu am venit direct de la emisiune și am văzut aici oameni eleganți, să trăiți domnul Dănețiu, costum, cravată, bună seara, toată lumea elegantă și am zis, băi, am venit direct de la emisiune, asta e ținutea prezentatorilor în ziua de astăzi, da? Să rămână Aluziva, felicitări! O felicităm pentru premiu, dar lasă-mă să-i numesc și pe ceilalți nominalizați la această categorie, liderul anului 2021 în social media. Nu mai o secundă, erau și nominalizați, nu? Erau, ai stricat surpriza asta. Încă nu se știe dacă a câștigat premiul Aluziva, am pierdut suspansul, Cătălin, dar ce să mai facem acum? Hai să-i felicităm pe toți cei care au fost nominalizați și merită din plin aceste aplauze. Dina Bento, Țară Lungă, Mami pe Tocuri, Atena Boca la Primul Bebe, Ioana Chicet Macoveiciuc, Prințesa Urbană, Ela Crăciun, Robert Diaconasa sau Dedicul, Miruna Ioani și Blondele Gândesc, Ruxandra Luca, Gabriela Maluf, Eli Neicuț, Eli Vorbește și Daniel Osmanovici. Cu toții merită aplauzele noastre și felicitări câștigătoarei Aluziva, Alina Greavu. Felicitări tuturor pentru felicitări tuturor nominalizaților. Ea era câștigătoarea. Cred că am divulgat puțin mai repede, dar merită aplauze, vă rog frumos. De fapt, am vrut să pun presiune pe comunitate ca să se acorde premiul mai repede. Felicitări oricum pentru tot ceea ce faci. Seara, mulțumesc, sunt puțin surprins. Am zis că Măruța a făcut-o ca la Oscaruri. Eu vorbeam acolo cu fetele la masă și deodată am auzit, influenceriță, comunitate, zic, stai că asta e categoria mea. M-a luat prin surprindere total, mulțumesc frumos, înainte de orice, vreau să-i felicit pe toți oamenii care au fost nominalizați, la toate categoriile, nu doar la asta. Pe mulți dintre ei îi susțin și eu pe Instagram, îi ajut, îi cunosc, am stat cu ei la Prosecco, la povești, măcar poate odată am vorbit pe net. Și mă bucur enorm de tare că sunt foarte mulți oameni care vor să-și folosească toate abilitățile, cunoștințele, contactele, papagalul, resursele, banii, energia, tot, ca să facă lumea asta puțin mai bună. Și asta este și scopul meu și mulțumesc din suflet. M-am bâlbâit, numai, gata, numai. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Ce vreau eu să spun despre Aluziva, că Aluziva este mama de 3 copii care este aici pe scenă lângă mine, care atunci când au fost nevoie de 2 ambulanțe la spitalul Grigore Alexandrescu, a făcut în așa fel încât și-a unit comunitatea și a făcut acest lucru. Din cauza Brexitului,
o persoană extrem de talentată, nu mai putea să-și continue studiile, iar ea a zis, bă, știți ce? Haideți să ne unim și să ajutăm persoana asta, un lucru care mi s-a părut senzațional. Asta înseamnă să fii influencer, să-ți unești comunitatea, să faci lucruri fabuloase și să dai așa un exemplu copiilor și nu numai celor care ascultă Itzy Bitzy. Și vreau să spun că în ultima perioadă, nu numai de când este școala de radio Itzy Bitzy, care mi se pare senzațională, la mine în mașină se ascultă Itzy Bitzy, așa că vă recomand și vouă adulților, pentru că avem ce învăța de la copii. Felicitări încă o dată, Aluziva! Mulțumim și noi, mulțumesc, Cătălin, mulțumim, Aluziva! Și arăt superb, să știi! Mulțumim, Alina Gravu este jurnalistă și creatoare de conținut cu subiecte sociale și de parenting. Scrie pe blog de la 19 ani, activând în zona de online, pe YouTube și Instagram, sub numele Aluziva. Ea vorbește deschis despre experiența de mamă, abordând adesea subiecte tabu, prezentând viața așa cum este. Cunoscută pentru implicarea în campanii sociale, Aluziva în 2021 a activat o comunitate mare de cititori, care au donat 160.000 de euro pentru două ambulanțe noi, de care avea nevoie cel mai mare spital de pediatrie din țară, Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Tot în 2021, Aluziva a reușit să obțină donații în valoare de 44.000 de euro pentru Antonia, o elevă olimpică din Constanța, care avea nevoie de banii aceștia ca să studieze biochimie la Oxford, și 12.000 de euro pentru preventoriul TBC de copii, Ilișua, județul Bistrița-Năsăud. Gala Itzy Bitzy, lideri pentru lideraș! Ei, dragii mei, gala noastră se apropie de final, de sfârșit. Sper că a fost o seară minunată, așa cum v-am promis-o de la început. Eu n-am simțit extraordinar de bine alături de voi, de copii. M-am simțit așa un vibe foarte bun și sper că v-ați încărcat așa un pic bateriile. Eu mi le-am încărcat. Mulțumesc din suflet pentru atenție. Sper că v-a plăcut, v-a inspirat și ați aflat lucruri noi. Felicitări fiecăruia dintre voi pentru tot ceea ce faceți, atât în viața profesională cât și în cea personală acasă, părinte fiind. Mulțumesc cumva pentru că sunteți lideri pentru liderașii voștri. Felicitări tuturor celor 31 de lideri și celor 10 branduri care au primit în această seară recunoașterea a noastră și a celor care ascultă Itzy Bitzy. Nu în ultimul rând, mulțumesc partenerilor Itzy Bitzy, Gale Itzy Bitzy, echipei Le Chateau, Castelul din inima Bucureștiului. Deja este tradiție, eu mă simt aici foarte bine. Mulțumim pentru această atmosferă, această locație minunată. Îi mulțumesc designerului Alina Cernătescu pentru rochia superbă pe care am avut ocazia să o port în această seară. M-am simțit foarte bine în ea și am fost ca o prințesă aici la palat, așa m-am simțit. Mulțumim domeniilor Sâmburești, Eti, Elmiplant, Bookzone.ro și, bineînțeles, îi mulțumesc și artistului fotograf Cristina Nichituș Roncea, care, uite, și acum face poze, cele mai frumoase poze le face Cristina și îi mulțumim. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor mei, echipei Itzy Bitzy. Mereu îi simt aproape alături și, așa cum am spus la început, îmi păstrez această idee. Noi suntem ca o familie, eu vin cu mare, mare drag la radio atunci când am de realizat emisiuni și mă simt atât de bine și le mulțumesc din suflet public colegilor mei. Și încă o dată Nadiei și lui Felix Tătaru, sunteți minunați și îmi doresc așa să rămânem mulți ani de aici înainte. Această gală, care deja este, zic eu, cu tradiție, a fost cea de-a șaptea anul ăsta, sper să continue cât mai mulți ani, la anul să ne revedem sănătoși, voioși, de ce nu tot în această locație atât de frumoasă. Vă mulțumesc din suflet! Și sper să rămâneți alături de noi mereu, alături de Itzy Bitzy, așa cum spunea Cătălin, nu doar copiii ascultă Itzy Bitzy, ci și părinții și bunicii. Și eu la fel ascult Itzy Bitzy când sunt la volan și mă bucur de ce aud. Și vă propun să încheiem această seară minunată pe ritmuri muzicale, încântați fiind de Charlize Maluf, o domnișoară foarte frumoasă. Charlize, vino lângă mine, de 11 ani. Mărturisesc că o urmăresc, întotdeauna tot ce postează, cântă superb, este o domnișoară minunată. Mulțumesc. Te felicit pentru tot ceea ce faci și vă invit acum să aflăm cine sunt copiii cărora le-am luat interviul, avem un filmuleț, iar tu vei cânta superb și ne vei încânta și în această seară. Vă mulțumesc din suflet tuturor, aveți grijă de voi și să ne revedem sănătoși și voioși cât mai curând. Mulțumesc.
zâmbiți și să fiți fericiți! Eu am fost Irem și am 8 ani. Eu sunt Radu și am 7 ani. Am dat multe mesaje și am avut și cu mesajele astea prin capul meu. Eu așa Victor, mulțumesc că m-ați ascultat. Eu am fost Zura, vă mulțumesc și poate o să mai vin la interviuri. Pa, pa! Eu am fost Teodor și am terminat. Pa, pa! The time when we need a certain call, when the world was written on the stone. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they know that someone cares, and their lives shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Let's realize that a change can only come when we stand together. A brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives.
Iisus.